Înainte de a ne ruga, aș vrea să vă pun câteva întrebări. Cum ar fi o lume fără sacru? Folosesc cuvântul mai modern, altfel aș folosi cuvântul cum ar fi o lume fără sfințenie? Cum ar fi? Cum vă imaginați? Poftiți? Teribilă, e drept, e drept. Dar de ce ar fi teribilă? De ce o lume fără sacru sau fără sfințenie ar fi o lume urâtă? Urâtă. Dacă doriți demonică, aveți dreptate. Dar de ce ar fi urâtă? Concurență probabil la tot între oameni. Dânsul spune ar exista concurență între oameni la fiecare pas. Altcineva ar spune că din concurență întotdeauna ies lucrurile bune. Dialectica, așa ne-a învățat în ultimii ani, nu? E drept, nu e drept? Nu ăsta e răspunsul, doar v-am încurcat puțin mai mult. Concurența. Da. Haideți să vedem mai departe. De ce ar fi urâtă lumea? Mă interesează lucrul ăsta. Pentru că știți, în condițiile astea aflu ce înțelegeți dumneavoastră prin sfințenie. Unii înțeleg prin sfințenie ideea să nu te atingi, să nu te apropii, ceva care te respinge, ceva care este rece, distant. Acum, dacă ar fi doar atât, n-ar fi o problemă. Dacă n-ar fi în lume ceva care te respinge, înseamnă că ar fi chiar bine. Încă o dată. Mintea omului fără Dumnezeu este o nimănire. Bine, mintea omului fără Dumnezeu este, sau ideea se aplică la foarte multe lucruri. Pe mine mă interesează ce e aia. Cum v-ați simți fără noțiunea de sfânt? Dumneavoastră vă place sfințenia? Căutați sfințenia? Nu căutați? Asta e o problemă. De ce vă... Încă o dată, de ce spun lucrul acesta? Sunt convins și observ din ce în ce mai mult că noi, ca civilizație, ca și cultură, astăzi nu mai căutăm sfințenia. Până la urmă, mi se pare și mă îngrozește gândul ăsta că nici la biserică noi nu mai căutăm. Adică venim la biserică în maniera de stradă. Maniera de stradă. Și atunci, dacă și la biserică este maniera de stradă, atunci unde mai e sfințenia? Bun, asta înseamnă că am dat-o afară. Dacă am dat-o afară, înseamnă că nu ne trebuie. Dacă nu ne trebuie, întrebarea e de ce nu ne trebuie? Măcar am simțit ce am pierdut. Știm ce am pierdut sau nu știm ce am pierdut? De asta vă întreb. Dacă ar fi să existe o lume fără sacru, fără sfânt, ce am pierde? Fiți atenți, sfințenia ține de calitate. Ține de calitate. Vă rog să înțelegeți lucrul acesta. Sfințenia ține de excepțional. Este ceva ce pornește din Dumnezeu și nu ne lasă să trăim în mediocritatea noastră. Sfințenie înseamnă un lucru pus deoparte, nu pentru că cineva nu trebuie să-l atingă, ci pus deoparte din cauza calității lui. Cu alte cuvinte, este de o așa mare calitate încât nu te lasă să-l atingi. Pentru că s-ar putea întâmpla ca dacă te atingi de el să îl deteriorezi. Nu, lecția nu este în a nu te atinge, ci lecția este în suprem, în calitatea supremă. De asta vă întrebam, când venim la biserică, noi mai căutăm calitatea supremă? Nu ce spune Dumnezeu. Vă întreb dacă noi o mai căutăm. În ce fel noi căutăm frumosul când venim la biserică? Este o nesfârșită diferență vis-a-vis de frumos. Spre exemplu, în lumea ortodoxă,
în teologia chipului divin în om, se pune foarte mult accentul pe dă-ți la o parte, când cauți frumosul sfânt, dă-ți la o parte bijuteriile, dă-ți la o parte fardul, dă-ți la o parte tot ceea ce nu e autentic și vină înaintea lui Dumnezeu cu chipul care ți l-a dat. Cu alte cuvinte, adu-ți chipul înaintea lui Dumnezeu așa cum este El, pentru că El ți l-a dat. Așa. Dacă este vreo problemă și dacă ești nemulțumit cu chipul tău, atunci vorbește cu Dumnezeu. Că El te-a făcut așa. E Dumnezeu Cel ce iubește urâtul? Vrea Dumnezeu ca eu să fiu urât? Da sau nu? Dacă Dumnezeu vrea să fiu frumos, atunci de ce îmi spune vino la mine frumos, dar nu așa? Vă las aici, nu intru în dezbatere. Dar mai departe, aș vrea să observați un lucru și ajungem la concluzia că s-ar putea întâmpla ca frumosul lui Dumnezeu să nu semene cu frumosul meu. Punctul 1. Punctul numărul 2. S-ar putea întâmpla ca ceea ce vrea Dumnezeu de la mine să nu vreau eu de la El. S-ar putea întâmpla să folosim aceleași termeni și să înțelegem diferit. Și lucrul acesta se întâmplă, confuzia asta se întâmplă în distrugerea ideii de excepționalitate pe care Dumnezeu vrea să o folosească cu noi, pentru că El spune, voi sunteți oameni excepționali prin Iisus Hristos. Deci, încă o dată, sfințenia ține de excepționalitate. Când Dumnezeu spune, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, fiți dar desăvârșiți, cum și Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit, de fiecare dată, Dumnezeu trimite creștinul la o stare de excepționalitate pe care Dumnezeu o va dărui. Rețineți! E darul lui Dumnezeu. Nu este străduința umană. Este darul lui Dumnezeu dat ființei. Poate că vă întrebați de ce discutăm lucrul ăsta. Discutăm lucrul ăsta pentru că ne vom apropia de una dintre instituțiile pe care Dumnezeu le-a creat pentru noi, care are la bază sfințenia. Și dacă noi nu înțelegem bine ce-i sfințenia, nu vom înțelege nici de ce avem nevoie de acea instituție. Cu alte cuvinte, elementul care mă va duce pe mine sau mă va pune pe mine în situația să pot să mă întâlnesc cu Dumnezeu față în față este această realitate și anume momentul în care omul va fi sfânt cum este și Dumnezeu sfânt. Sfințenia este o stare de compatibilitate între Dumnezeu și ființa umană, între Dumnezeu și mine. Căutăm această compatibilitate prin cuvântul lui Dumnezeu. În seara asta vă rog să deschideți Sfânta Scriptură, după care vom cânta o cântare. În a doua pagină a Scripturii, Geneza, capitolul 2, versetul 2 și 3. În ziua a șaptea, Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse. S-a odihnit de toată lucrarea Lui. Versetul 3. Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o. Pentru că în ziua aceasta s-a odihnit El de toată lucrarea Lui. Repet, dacă nu înțelegem ce este sfințenia, noi nu vom înțelege ce este sabatul. Nu înțelegem ce ne-a dat Dumnezeu atunci și ne va fi foarte ușor să pierdem această instituție datorită faptului că nu avem nevoie de sfințenie. Dar dacă cineva are nevoie de sfințenie, atunci Geneza capitolul 2 ne vorbește despre această
primă inițiativă a lui Dumnezeu de a-și împărtăși sfințenia cu cine? Cu cine? Cu ființa umană. Cum? Cum a dorit să împărtășească sfințenia cu ființa umană? Prin ce? Prin odihnă. Printr-o zi de odihnă cu El. Câteva întrebări. Este sabatul în intenția lui Dumnezeu, o zi de odihnă din cauza că mi-a obosit mușchii? Da sau ba? Da sau ba? Vreau să vă spun un lucru. Ăsta este un rezultat secundar. Dar Dumnezeu nu s-a odihnit pentru că obosise lucrând. Nu-i vorba de oboseală musculară. Nu-i vorba de mușchi aici. Este vorba de ce fel de odihnă? Dumnezeu s-a odihnit împreună cu omul. Este ca și cum și-a găsit împlinirea, desăvârșirea în relația lui cu omul atunci când în prima zi de existență umană Dumnezeu, pentru că omul a fost făcut în ziua a șasea, Eva mai pe după amiază, seara soarele a apus, la apusul soarelui Dumnezeu a venit și a zis prima voastră zi. Filo din Alexandria numește sabatul ziua de naștere a lumii. Și Dumnezeu zice, în prima voastră zi, eu vreau să stau împreună cu voi. Și a petrecut ziua aceea cu ei, de seara până seara următoare. Nu vi se pare că este o sărbătoare fantastică? Să stea Dumnezeu de vorbă cu tine, în continuu. Poate că te gândești, nici nu știu ce a stat de vorbă, cât timp a stat de vorbă, care sunt subiectele. Nu contează, să știți, nu numai că Dumnezeu, deci Dumnezeu nu doar stă de vorbă, Dumnezeu umple ființa umană de fericire. Stau deseori și mă uit, citesc în Sfânta Scriptură că heruvimii care păzesc tronul lui Dumnezeu rostesc în continuu cuvintele Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Vreau să vă întreb, numai atâta știu? Limbajul lor e limitat doar la cuvântul sfânt? De ce această realitate? Și încă o dată vreau să vă spun, este strigătul de uimire al ființelor cerești, la frumusețea în care Dumnezeu se descoperă înaintea lor, la infinita splendoare a planurilor și a lucrărilor sale pe care le face în univers. A fi împreună cu Dumnezeu în modul în care El lucrează este cel mai frumos lucru care se poate întâmpla. Nu știu, am rămas în ultima vreme consternat de faptul că copiii stau toată ziua cu ochii în telefon. Oare de ce? Atrași, surprins, captivați de o altă lume. Stau acolo și atât mai trebuie să zică. Sfânt, sfânt, sfânt. Atât. Atât. Este atât de fascinant telefonul, atât de fascinant computerul, încât acolo se dezvoltă o lume pe care ei o găsesc extraordinară. Vreau să, aici putem învăța ceva. Heruvimii stau acolo și sunt uluiți de ceea ce Dumnezeu face în prezența lor în universul acesta. În ziua aceea, în prima zi de naștere a lumii, Dumnezeu a venit cu Adam și cu Eva și a mutat spectacolul acesta fantastic și fascinant, l-a mutat unde? L-a mutat la ușa casei lor. Și au stat împreună o zi, urmărind măreția lui Dumnezeu. Și aia a fost cea mai frumoasă zi. Aia a fost odihna lui Dumnezeu. S-a odihnit împreună cu ființa umană și omul s-a odihnit împreună cu Dumnezeu. A fost ceva mai frumos pentru om? Duminica îl aștepta ceva mai frumos? Luni îl aștepta ceva mai frumos? Marți îl aștepta ceva mai frumos? Spuneți-mi ce aștepta Adam după asta. Poftiți? Următorul. Și așa mai departe. Astfel încât sabatul a devenit o experiență de sublim în timpul omenesc, mereu și mereu. Și a fost cel mai frumos, cea mai frumoasă instituție pe care Dumnezeu a lăsat-o. Instituția în care El se lega de om. Și omul de El. Așa cum stăm.
Haideți să rostim câteva cuvinte de rugăciune. Te invităm, Părinte, să cobori frumosul Tău, binele Tău, desăvârșirea Ta, sfințirea și binecuvântarea Ta în sufletele noastre. Fă, Doamne, să nu facem nimic din constrângere, să nu facem nimic fără ca Tu să binecuvintezi, ci dimpotrivă, Doamne. Așteptăm binecuvântarea Ta. Așteptăm cuvântul Tău. Așteptăm ca Tu să ne înveți să trăim frumos. În numele Domnului Iisus Te-am rugat. Amin. Amin. Frații mei, face parte din săptămâna creațiunii. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a inventat sabatul. Dumnezeu l-a creat. Sunteți de acord cu mine că din punct de vedere al lui Dumnezeu și din punct de vedere al nostru, mai ateu astăzi, după ziua a șasea, la sfârșit, Dumnezeu putea să zică, e gata? E gata. Am făcut omul, am făcut natura, am făcut tot. E gata. Putea să zică așa? Mai trebuia crea ceva? Fusese ceva necreat? Sunteți de acord cu mine că din punct de vedere al mentalității noastre de astăzi, după ziua a șasea, putea să vină ziua întâi? Da, sigur că da. Putea. Întrebarea mea este, Doamne, și atunci, de ce ai mai creat o zi? Că din punctul nostru de vedere, încă o dată, din punctul nostru de vedere material, totul fusese creat. Și Dumnezeu spune, nu, nu fusese totul creat. Dar, Doamne, ce mai creezi? Păi stai să vezi. Ce mai creezi, Doamne? Și El spune, creez sfințenia. Creez sărbătoarea. Creez binecuvântarea. Creez un monument, pentru că, iertați-mă, cuvintele mele sunt limitate. Dumnezeu n-a creat sfințenie atunci, dar a creat un monument al sfințeniei, al binecuvântării, al excepționalului. Vreau să vă învăț cu toate astea. Și Doamne, cum se face asta? Și răspunsul este, voi veni eu să vă învăț. Voi veni eu să trăiesc împreună cu voi. Când voi veni, Doamne? Voi veni din seara zilei a șasea până în seara zilei a șaptea. Voi sta cu voi. Și atunci Dumnezeu a binecuvântat și a sfințit. Vreau să vă întreb un lucru, iertați-mă. Vreau să vă întreb un lucru. Ar mai fi fost nevoie de vreo poruncă? În condițiile paradisului, credeți că ar fi fost nevoie ca Dumnezeu să poruncească omului să păzească ziua șaptea? Ar fi fost nevoie? Da sau nu? Da sau nu? De ce n-ar fi fost nevoie? Pentru că era cea mai înaltă necesitate pe care Dumnezeu o crease în ființa umană. Omul avea nevoie de Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu în viața lui era cel mai frumos moment. Cei doi se întâlneau. Pentru asta trăiau. N-aveau cum să poruncească Dumnezeu o asemenea sărbătoare. Nu era necesar. Observați? Când omul n-a mai simțit nevoia de Dumnezeu, când omul a întors spatele lui Dumnezeu, când omul a pierdut sfințenia, când omul n-a mai fost interesat de binecuvântare, atunci Dumnezeu a trebuit să intre în istoria noastră și să zică, adu-ți aminte de ziua de odihnă că ai uitat-o. Și atunci Dumnezeu a poruncit omului să se oprească pentru ca să-și ia binecuvântarea și sfințenia pe care o uitase de multă vreme. Porunca asta a avut ca scop binecuvântarea omului, întregirea lui. Oprește-te ca să te pot binecuvânta. Evident, nu de prima dată înțelegi sabatul. Evident, nu de prima dată ai o aplecare către el. V-am mai spus aici, am găsit odată în grădina mea doi pisici.
pui micuți, de o zi. Și copil fiind, am pierdut vreo 2-3 ore cu ei, încercându-le să le dau să mănânce. Și am făcut rost de lapte și le-am adus într-o farfurie, le-am pus. Dom'le, n-a fost posibil să mănânce. Nu știau. I-am băgat cu capul în lapte. Să se nece, să moară. Mai rău de așa, nu se putea. N-a fost posibil. Uneori suntem la fel. Dumnezeu vrea să ne umple viața cu binecuvântări și în loc să acceptăm binecuvântările lui Dumnezeu, aproape că ne înnecăm. Pentru că nu știm să mâncăm. Trăiesc într-o societate și într-o omenire care a uitat sabatul. Și n-a uitat sabatul ca idee, că ideea rămâne, dar a uitat sabatul ca sfințenie. Sunt o mulțime de oameni care țin sabatul în ziua întâi, acum. E decizia dânșilor. Deocamdată nu de asta vreau să mă leg. Vreau să mă leg însă de altceva. Vedeți vreun pic de sfințenie în tipul ăsta de sărbare? De duminică? Vedeți vreun pic de sfințenie? Adică merg și la biserică, după aceea mă duc, văd meciul, sau mă duc la serviciu, sau mă duc în altă parte. Vreau să vă întreb, unde e sfințenia? Există această idee de o zi de odihnă, sigur. Dar marea majoritate folosesc ziua de odihnă pentru ca să se refacă din punct de vedere al motorului fizic. Mănâncă bine, se doarme bine, se socializează bine și face bine la fizic, corect? Întrebarea mea este însă, Dumnezeu despre asta a vrut să ne învețe să ne odihnim? Unde este odihna cealaltă cu El? Astfel încât să nu faci nimic. Chiar să nu faci nimic. Păi de ce să nu fac nimic? De ce să nu fac nimic? Păi, haide să înțelegem. Să presupunem că mergeți la un cabinet de consultanță psihologică și căutați un psiholog. Vi se recomandă unul, mergeți la cabinetul respectiv, vă așezați la birou și începeți să vorbiți și povestiți cazul și vă vărsați inima și sufletul. Și când erați cel mai intens în discuția respectivă, îi sună telefonul. La doamna consilier. Și ia telefonul și vorbește. Spuneți-mi cum vă simțiți. S-a tăiat. Nu, s-a tăiat. Tot ceea ce vrusese să transmit s-a tăiat. Bun. A terminat discuția. Pune. E, zi mai departe. Mai zici mai departe. Nu mai zici, că nu mai poți. Și o iei iar de la capăt și iar vrei să te încălzești. Și vrei să te încălzești și mergi mai departe. Și când să spui ceva, aoleu, am bulionul pe foc. Și se duce în spate și mai vestecă de două ori în bulion. Vine înapoi și zice, zi, mai departe. Și iar încep și așa mai departe și când să zici așa, bate cineva la ușă și zice, domnule, dar pe mine nu mă primiți că sunt și eu aici. Și stă de vorbă cu el și vine înapoi și spune, ia zi, unde rămăsești? Dragii mei, pentru un dialog și pentru o comunicare cum trebuie, doamna psiholog trebuie să-și închidă telefonul, să-și închidă cabinetul și să ia bulionul de pe foc. Și toate celelalte lucruri trebuie să înceteze pentru că ea își dedică atenția ei cui? Mie. Înțelegeți sabatul. Dumnezeu așa zice. Băi, fiert beți ce aveți de fiert, coaceți ce aveți de copt în zilele dinainte. Când e vorba de mine, să stau de vorbă cu mine, să stai de vorbă cu mine, ia-ți timp. Ia-ți timp. Încuie poartă. Da, mă rog. Telefonul. Ia de pe foc bulionul. Și hai să stăm de vorbă. Și Dumnezeu vrea să stea de vorbă cu tine. Dragii mei, ține de frumusețea sfințeniei lucrul ăsta.
ține de frumusețea Sfințeniei. Ține de frumusețea aceea în care ne facem ordine în gânduri, în viață. Ne învățăm ca pe, eu știu, pe potecile gândirii noastre să nu mai treacă tot felul de gânduri. Oprește-ți gândurile și fă ceva frumos cu Dumnezeu. Cine are nevoie de sabat? E o altă întrebare. Cine are nevoie de sabat? Dumnezeu a vrut să ne convingă de faptul că toți avem nevoie de sabat. Apropo, dacă n-am fi căzut în păcat și am fi rămas în Eden, așa cum a vrut Dumnezeu când a creat sabatul, astăzi ce zi am fi ținut? Să nu fi căzut în păcat. Ce zi țineam? Sabatul, așa-i? Cum se întâmplă că prin faptul că am căzut în păcat, am modificat și ziua de închinare? Asta e ca amintirea păcatului sau a ce? Deci, omul are nevoie de sabat. Voi reveni asupra acestui lucru. În Isaia, capitolul 58, cu 13, este unul dintre textele pe care dumneavoastră îl știți, copiii dumneavoastră îl știu. Dar aș vrea să-l citesc. Isaia 58 cu 13. Dacă sabatul va fi desfătarea ta ca să sfințești pe Domnul, slăvindu-L, și dacă îl vei cinsti, cum? Neurmând căile tale. Partea a doua versetului, n-am citit și prima parte. Neîndeletnicindu-te cu treburile tale, nedădându-te la flecării. Lucrul care mi se pare extraordinar este dacă sabatul va fi desfătarea ta. Momentul cel mai frumos al experienței tale de pe pământul ăsta. Din ce cauză? Din ce cauză desfătare? Hai, ajutați-mă! Pentru că te întâlnești cu El. De-aia. Nu te-ai întâlnit cu El, dragii mei. Sunt o mulțime de sabate pe care noi le-am trăit aici în biserică și nu le-am întâlnit cu El. Am plecat acasă și n-a fost desfătare. N-a fost desfătare. Cei ce au nevoie de desfătare, cei ce au nevoie de frumos, cei ce au nevoie de sărbătoare, dați-le sabatul. Nu există ceva mai frumos la niciun zaifet, la nicio orgie, la niciun party, la nicio petrecere. Oamenii vor pleca de acolo cu sufletul gol. Dacă vreți să fie oameni fericiți, dați-le sabatul și ei vor ști ce-i desfătarea. Desfătarea cu Dumnezeu. Desfătarea cu ei. Faceți lucrul acesta pentru dumneavoastră acasă. Fiecare sabat să fie un moment de mare, mare bucurie. S-ar putea întâmpla să nu știm. Dar rugați-L pe Dumnezeu să ne învețe. Să fie El. Să ne dea lecții. Cine mai are nevoie de sabat? Mulțumesc, natura are nevoie de sabat. Zice că natura așteaptă descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Natura are nevoie de odihnă și ea. Probabil că învață lucrul acesta atunci când copiii lui Dumnezeu nu, măcar în sabat, nu rup, nu strică, nu prădează. Cu alte cuvinte, renunță la consumarismul nostru obișnuit. Dar mai este o categorie, categoria suferinzilor. Suferinzii au nevoie de sabat. În experiența aceea a Betesdei, din Ioan, capitolul 5, Domnul Iisus Hristos, într-o zi de sabat, trece prin acea scăldătoare plină cu suferinzi cronici. Trece pe acolo și găsește pe cel mai fără nădejde dintre ei și în momentul ăla îi aduce în viață sensul sabatului, pentru că îl vindecă.
Sabatul este un moment de vindecare. Un moment de vindecare. Sabatul îți vindecă sufletul, sabatul îți vindecă fizicul, sabatul te ajută pe tine să întinzi o mână altuia. Și probabil că cel mai frumos lucru pe care eu l-am găsit este în Apocalipsa 1:10, atunci când spune, așa cum ziceam și altă dată, Ioan era în Duhul, zice acolo, în ziua Domnului eram în Duhul Sfânt. Imaginea pe care mi-a oferit-o este că în ziua sabatului Ioan respira alt aer, altă atmosferă. El era în Duhul Sfânt. Vă rog să rețineți această realitate. Există o legătură extraordinar de puternică între prezența Duhului Sfânt, între sfințenia pe care Dumnezeu o promite în sabat, între binecuvântarea pe care Dumnezeu o promite în sabat și lucrarea Duhului Sfânt. Citeam într-una dintre cărțile, cărțile devoționale și spunea că pentru aceia care așteaptă revărsarea Duhului Sfânt, în virtutea ploii târzii, Duhul Sfânt se poate revărsa la întâlnirile credincioșilor, în adunările de redeșteptare de sabat și așa mai departe. Nu, să nu neglijați sabatul ca fiind momentul când Dumnezeu a promis că va revărsa darurile sale asupra dumneavoastră. Să nu neglijați lucrul ăsta. E cea mai mare, cea mai frumoasă surpriză și binecuvântare pe care cerul o pregătește pentru noi. Avem modele sabatice, modele de păstrat sabatul avem? Da sau nu? Da sau nu? Ce îmi propuneți? De la cine să plecăm? Corect. Corect. N-aș pleca niciodată de la creațiune, deși creațiunea e foarte importantă. Într-o lume și într-o societate de oameni creștini aș pleca de la Domnul Iisus Hristos. Matei 12:8. Domnul Iisus Hristos se numește pe sine Domn al Sabatului. Vreau să vă întreb, când zice Domn al Sabatului, merge pe ideea că El face ce vrea cu Sabatul? Adică eu sunt Domn al Sabatului și în momentul ăsta îl șterg de pe hârtie? Pentru că foarte mulți au înțeles că Domn al Sabatului înseamnă desfințarea Sabatului. Foarte ciudat felul ăsta de a interpreta. Vorbeam despre asta mai devreme. Oare de ce vrem să interpretăm în felul ăsta? Pentru că dacă vreau să înțeleg ce vrea Domnul Iisus Hristos să spună, atunci o să mă duc în Luca 4:16 și citesc acolo. După obiceiul său, ce înseamnă obicei? O permanentizare a unui lucru. Nu din greșeală aici și acolo. Zice, după obiceiul său, în ziua sabatului, se ducea în sinagogă. Era obiceiul Domnului Iisus Hristos. Păi dacă obiceiul Domnului Iisus Hristos era asta, atunci când zice că este Domn al sabatului, ce vrea să spună? Nu cumva sabatul este domeniul lui de acțiune? Și mi se pare că așa este, dacă vin de acolo, de la creațiune până aici, dacă îl întreb pe Dumnezeu de ce ai făcut sabatul, care este scopul, ajung la concluzia asta. În Luca 23:54, la moartea Domnului Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos a fost îngrijit de femei. Femeile care mergeau împreună cu El și îi slujeau. Acolo, în faptele iertați-mă, în Luca 23:54, găsesc unul dintre textele, zic eu, lămuritoare în legătură cu modul în care Domnul Iisus Hristos le educase. Că vedeți, femeile astea fac ceea ce Domnul Iisus Hristos le învățase timp de 3 ani de zile. Și ce le învățase Domnul Iisus în timp de 3 ani de zile se vede aici. Să nu ne imaginăm că Mântuitorul le-a învățat ceva și le-au făcut altceva. Nu! Ce le-a învățat Domnul Iisus Hristos, aceea au făcut. Fiți atenți ce au făcut. Deci,
Încă o dată, 23 cu 54, încă o foaie. Da. Era ziua pregătirii și începea ziua sabatului. Ziua pregătirii era, adică, ziceți pe românește, era vineri. Și începea ziua sabatului, adică, tot pe românește, sâmbătă. Mulțumesc. Femeile care veniseră cu Iisus din Galileea au însoțit pe Iosif, au văzut mormântul, că era vineri după amiaza, și felul în care a fost pus trupul lui Iisus în el, apoi s-au întors, au pregătit mirezme și mirul pentru a-l îmbălsăma. Apoi, în ziua sabatului, s-au odihnit după lege. Cine le învățase? Cine le învățase? Există modele pentru asta. Nu este doar o poruncă vechi testamentală uitată. Este o realitate de relație cu Dumnezeu. Foarte interesant este mintea noastră. Noi zicem că e păcat să furăm, așa e? Și să mințim. Dar când ajunge la porunca a patra, parcă n-ar fi din cele 10. Vreau să vă întreb, e din cele 10 sau nu? Dacă este din cele 10, atunci cine ne dă dreptul să hotărâm că ea nu e valabilă și că e în Vechiul Testament? Pentru că în Vechiul Testament sunt și celelalte. Dacă moralitatea lumii stă pe cele 10 porunci pe care Dumnezeu le-a făcut, oare în moralitatea noastră pe care o moștenim până în ziua de astăzi nu intră și sabatul? Nu este o zestre pe care Dumnezeu ne-a dat-o pentru a înțelege ce se întâmplă cu noi? Pavel, apostol după Domnul Iisus Hristos, el care a primit totul de la Iisus Hristos cel înviat. El așa spune, mi-a fost arătat. El spune lucruri care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, la mintea niciunui om nu s-a suit. Așa sunt lucrurile pe care el le-a văzut. Și el spune, eu n-am primit Evanghelia de la vreun om, eu am primit Evanghelia de la Iisus Hristos. El învăța de Iisus Hristos, acest apostol fantastic, el, iată-l în Faptele Apostolilor, doar vă amintesc câteva texte pentru ca să vă reîmprospătați, eu știu, ideea dumneavoastră despre această frumoasă realitate. Faptele Apostolilor, capitolul 13. Uite, versetul 14. Din Perga și-a urmat drumul înainte și-a ajuns în Antiohia, din Pisidia. În ziua sabatului au intrat în sinagogă și au șezut jos. Când s-a întâmplat treaba asta? În ziua sabatului. Când era? La câți ani după moartea Domnului Iisus Hristos și după învierea Domnului Iisus Hristos? La suficient de mulți ani încât crezul creștin să fie deja bătut în cuie. Nu s-a mai făcut nicio modificare după aceasta. Așa cum este aici, așa trebuia să rămână. Apoi, versetul 24. Nu, iertați-mă, 13. Versetul 44, iertați-mă. După ce s-a împrăștiat adunarea, mulți iudei din prozeliție Vlavioși au mers la Pavel și Barnaba, care vorbeau cu ei și îndemnau să stăruiască în harul lui Dumnezeu. Fiți atenți, cine era în jurul lui Pavel aici? Prozeliți Evlavioși. Versetul 44. În sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat să audă cuvântul lui Dumnezeu. Toată cetatea. Ăsta este capitolul 13. Vă rog să observați, pentru cei ce studiază, capitolul 15 este primul conciliu al Bisericii din Ierusalim. Acolo se adună Biserica din Ierusalim și hotărăște care sunt regulile de doctrină ale Bisericii. Și după ce stabilesc care sunt regulile de doctrină, există un text care îi aruncă pe foarte mulți în confuzie. Textul acesta spune,
Versetul 28 din 15. Ni s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu mai punem peste voi altă greutate decât ceea ce trebuie, adică să vă feriți de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate și de desfrâu, lucruri de care, dacă vă veți păzi, va fi bine de voi. Fiți sănătoși! Și foarte mulți care citesc zic, ăsta a hotărât Conciliul de la Ierusalim, deci se vede treaba că sabatul nu mai este. N-au zis nimic de sabat. Dar fiți atenți, vă rog, imediat după asta, capitolul 16. Fiți atenți ce face Pavel. În capitolul 16 cu 13, în ziua sabatului, în Filipi, în ziua sabatului, am ieșit pe poarta cetății lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am șezut jos și am vorbit femeilor care erau adunate la oaltă. Dragii mei, în cetatea aceasta a Filipilor, Pavel era singurul creștin și nici iudei nu erau acolo. Nu era nicio sinagogă. Ca urmare, într-un oraș total păgân, ce face Pavel? Iese din cetate și începe să meargă să găsească și el un loc unde să fie liniștit, să se roage. Vă rog să observați, nu l-obliga nimeni să facă treaba asta. De ce se ducea singur să se roage? Pentru că el știa că este ziua în care Dumnezeu așteaptă de la el închinare. Și el se duce să se închine. Și acolo, pe malul râului, găsește câteva femei, printre care Lidia stă de vorbă cu ele și Lidia devine prima creștină din cetatea respectivă. Iată-l pe Pavel, în modelul lui de a merge. Merge peste tot, pe tot pământul. Dar indiferent unde este, apostolul Pavel, în momentul în care vine sabatul, el se întâlnește cu Dumnezeul lui. Se întâlnește cu Iisus. Am pierdut lucrul ăsta. L-am pierdut. Vin înaintea dumneavoastră să vă fac atenți la el și să vă spun limpede că e vremea să ne regândim poziția noastră dacă vrem să fim creștini adevărați. Pentru că sfințirea și binecuvântarea sunt legate amândouă de această realitate. Vă voi mai invita doar să deschideți cu mine cuvântul lui Dumnezeu în Evrei, capitolul 4. Evrei 4. În Evrei, capitolul 4, Sfântul Apostol Pavel citează de la creațiune. Citează de la creațiune. Adică, momentul ăla când Dumnezeu era în Eden și a zis așa, Dumnezeu s-a odihnit în ziua șapta de toate lucrările Lui. Geneza 2 cu 2. Și Apostolul Pavel întreabă, auzi, de ce lucrări s-a odihnit Dumnezeu? E întrebarea lui Pavel. Care sunt lucrările de care s-a odihnit El? Poftiți? Toate, dar care toate? Ia uite ce zice sora Gabi. A creat animalele, păsările, cu tare. Lumina. Omul. Mai e ceva? Mai e ceva? Că aici e toată problema. De obicei noi ne gândim că este vorba de asta. Furnicii, lipitori, râme și alte alea. Dar frații mei, când zice aici, măcar că lucrările lui fuseseră isprăvite încă de la întemeierea lumii, spune versetul 3, aici se referă la faptul că mai era un lucru fundamental care se încheiase de atunci. Știți care este? Apocalips, capitolul 13. Și lucrul ăsta e revoluționar, probabil că va schimba gândirea multora dintre noi. Deci, Apocalips 13, cu versetul 8. Toți locuitorii pământului îi se vor închina fiarei acesteia, toți aceia al căror nume n-a fost scris în cartea vieții mielului care a fost junghiat de la întemeierea lumii. Vă rog să observați că eu am schimbat puțin ordinea textului. Asta este ordinea textului în original. Aici spune, n-au fost scris în cartea vieții mielului care a fost junghiat de la întemeierea lumii. Când a fost junghiat Domnul Iisus Hristos? Când aici textul spune Dumnezeu
s-a odihnit de toate lucrările Lui. Dumnezeu s-a odihnit în perspectiva chiar și a planului mântuirii, pentru că ei rezolvaseră problema aceasta. Una din marile probleme ale creațiunii a fost următoarea, și anume, noi dacă creăm ființe cu inteligență, dacă omul va cădea, vreau să vă aduc aminte, războiul în cer se desfășura. Cerul era zdruncinat de toată mânia balaurului și în condițiile acestea Dumnezeu a creat pământul nostru. Întrebarea era simplă. Dacă mânia balaurului este de asemenea intensitate, dacă va reuși să atragă după sine noua lume creată aici, ce se va întâmpla? Și marea luptă a sufletului lui Dumnezeu, un Ghețeman, dacă vreți, dinainte de creațiune, Ghețemanul lui Dumnezeu a fost: ce vom face? Și în timp ce a stat de vorbă cu Domnul Iisus Hristos în sfatul păcii pe care îl găsim descris în Evrei, capitolul 1 și așa mai departe, în sfatul păcii, când Domnul Iisus Hristos a zis: eu voi fi acela care îmi voi da viața pentru universul acesta, eu voi fi garanția acestui univers, oricine din universul acesta care va cădea are garanția mea, eu voi face totul pentru a fi recâștigat. În momentul acela, odihna și liniștea s-a restabilit în cer. Se făcuse planul B. Planul A a fost planul creațiunii. Planul B a fost planul recreațiunii. Adică a răscumpărării. Ca rezultat al acestor două planuri, spune Evrei capitolul 4, Dumnezeu a lăsat sărbătoarea sabatului. Sabatul este sărbătoarea în care Dumnezeu terminase totul, și creațiunea, și răscumpărarea. Răscumpărarea era bine pusă la punct, iar Tatăl era de acord cu ea. Sabatul devine, încă o dată, în felul acesta, atât simbolul creațiunii, cât și simbolul răscumpărării. Și atunci vă rog să-mi spuneți dumneavoastră mie, de ce ar mai fi nevoie să schimbăm sabatul vreodată? De ce mai e nevoie? Creștinii spun: noi am schimbat sabatul pentru că în Vechiul Testament a fost sâmbăta, în Noul Testament este duminica pentru că a înviat Domnul Iisus Hristos. Dar, repet, de ce e nevoie să schimbăm sabatul dacă sărbătoarea sabatului a fost făcută și pentru Noul și pentru Vechiul Testament? A fost făcută și pentru creațiune și pentru răscumpărare. De ce ar mai fi nevoie să schimbe cineva sabatul? Numai dacă cineva își propune ca, într-adevăr, prin schimbarea sabatului să schimbe vremurile și legea lui Dumnezeu. Dacă cineva vrea să schimbe legea lui Dumnezeu și să anuleze planul lui Dumnezeu, atunci poate să facă lucrul acesta, altfel nu. Și acum, în final, înțelegeți dumneavoastră de ce Dumnezeu la Sinai vine și așează porunca a patra în cadrul acela al reglementării sfințeniei lui Dumnezeu. Pentru că cele 10 porunci stau pe două table de piatră. Una este reglementarea relației mele cu tine și a doua este reglementarea relației mele cu Dumnezeu. În cadrul reglementării relației mele cu Dumnezeu, Dumnezeu pune în capătul, în punctul cel mai de sus, pune porunca aceasta a patra și zice: adu-ți aminte. Adu-ți aminte dacă vrei să obții binecuvântarea și dacă vrei să obții sfințirea. Adu-ți aminte. Dragii mei, sunt doar câteva momente de aducere aminte a faptului că Dumnezeu ne așteaptă. Ne așteaptă să ne întâlnim cu El. Nu numai teoretic, într-un mod individualizat, fiecare când vrea, când poate. Există intenția lui Dumnezeu de a strânge poporul la oalt. De a strânge poporul. Într-o zi, Dumnezeu și-i strânge pe ai Lui. Și-i strânge pentru închinare, pentru sfințire, pentru binecuvântare. Este o experiență unică, creată de Dumnezeu în mod special pentru om. Pentru că chiar și în condițiile păcatului și a lipsei de binecuvântare și de sfințenie, Dumnezeu să poată să toarne peste om ceea ce omul a pierdut, sfințirea și binecuvântarea. Nu
Nu rămâneți în zona tradiției, așa am pomenit. Cu tot respectul pentru părinții dumneavoastră, care au știut doar cât au știut ei. Și au făcut cel mai mult bine în funcție de cât au știut. Tot respectul pentru părinții dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți chemați să știți ceva mai mult. Atâta tot. Și vă rog să urmăriți. Dacă ceva nu este în acord cu cuvântul lui Dumnezeu, verificați. Și vedeți, și hotărâți dumneavoastră. Vă așteaptă binecuvântarea și sfințirea. Dumnezeu să vă ajute să puteți să intrați în ele, în amândouă. Amin. Amin. Nu știu, vă place o viață binecuvântată? Sau nebinecuvântată? Sunt două feluri de vieți. Vă place o muncă binecuvântată sau nebinecuvântată? Vă place o viață sfântă sau o viață trăită la voia întâmplării? Vă place o muncă sfântă, sfințită sau o muncă din greșeală? Cum vă place? Asta este preocuparea sabatului pentru fiecare dintre dumneavoastră, provocarea sabatului pentru fiecare dintre dumneavoastră. Încă o dată, amin. Dragii mei, mi-am propus să invit în față și în seara aceasta pe cei care doresc ca să ne rugăm pentru ei. Dar e târziu. Și din cauza asta mă voi opri aici. În seara asta nu voi face această chemare, dar voi face lucrul acesta mâine dimineață. De la 11 la 12 vă invit pe toți care doriți să vă întâlniți cu Dumnezeu să veniți încoace. Vom fi din nou împreună. Vom vorbi despre Iisus Hristos. Tema de mâine dimineață este Hristos, o piatră de potignire pentru toți. Vă voi invita la aceasta și vom încheia adunarea noastră de mâine dimineață cu o rugăciune pentru toți aceia care doresc să-și devoteze viața lui Dumnezeu. Vreau să vă mulțumesc pentru că în seara asta ați venit aici. Vă spuneam de seara trecută că va fi despre, sau vom studia despre sabat. Toți aceia care au îndurat acest subiect, care este deosebit de neobișnuit, eu vă mulțumesc. Facă cerul ca ceva să se lămurească în mintea noastră, ceva să se deschidă în mintea noastră și a celor ce ținem sabatul de multă vreme și a celor ce poate că vom începe de acum să-l ținem, și anume dorul după Dumnezeu, dorul după întâlnirea cu El. Nimic formal, nimic de formă să nu fie în această realitate. Dragii mei, Dumnezeu să vă binecuvinteze, să sărbătoriți un sabat plin de sens împreună cu El, în Duhul Sfânt. Amin.